ce ar fi trebuit să fie plin acest parc. Ei când au făcut ședință în septembrie în pavilion, au mers 5.000. Iată, pe noi ne restricționează să venim 100. Astăzi, generația care ia pensie, să știți că sunt unul din generația în care am pornit, am fost alături de colegii voștri care au pornit acest combinat. E vorba de generația lui 55-56. Astăzi, dacă se închide Arlo, dacă se închide Anumu, de unde bani pentru cei din sănătate? De unde bani pentru cei învățământ? De unde bani pentru jandarmi? De unde bani pentru poliție? Închiderea acestor combinate și nu numai a dumneavoastră, numai Anumu, cei din siderurgie, cei din metalurgie plâng astăzi că sunt amenințați de închiderea acestor companii prin faptul că ministrul energiei Popescu trebuie să ceară demisia.